Mircea Geoană demisionează din funcția de secretar general adjunct al Alianței Nord-Atlantice, pe care o ocupă din 2019. Geoană, care se pregătește să candideze la prezidențialele din România, a avut o discuție marți 3 septembrie cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, pe care l-a informat despre decizia luată. Geoană a postat un mesaj pe Facebook în care spune că mandatul său a fost onoarea vieții sale. Îi mulțumesc secretarului general Stoltenberg pentru încredere și prietenie. Împreună, în ultimii 5 ani, am traversat multe momente dificile, dar am împărtășit și nenumărate realizări alături de echipa noastră remarcabilă. Pe măsură ce trec la un nou capitol, privesc cu mândrie la timpul memorabil petrecut în slujba celei mai importante alianțe din istorie, a scris Mircea Geoană. Într-un comunicat oficial al NATO, secretarul general Jens Stoltenberg i-a mulțumit lui Geoană pentru aportul adus alianței. Preocuparea lui pentru tehnologie și provocările de securitate emergente a fost esențială pentru stimularea inovării în cadrul alianței. Mircea Geoană este primul român care a ocupat această funcție. Geoană, în vârstă de 66 de ani, va mai rămâne în funcție doar până pe 10 septembrie. Mandatul lui urma să expire în luna octombrie. Boris Rugo, secretar general adjunct pentru afaceri politice și politică de securitate, va ocupa funcția de secretar general adjunct interimar până la numirea unui succesor. Geoană anunțase cu puțin timp în urmă că, la nivel personal, decizia de a participa la alegerile prezidențiale din noiembrie este deja luată. Pentru a se înscrie în cursă, el trebuie să strângă 200.000 de semnături în susținerea sa.